Salutare, națiune! Astăzi ne aflăm în Poiana Mărului, de lângă Oțelul Roșu. Aici se află și un baraj mare. Tot Poiana Mărului se numește. Și hai să începem să explorăm, să vedem despre ce e vorba. Acum câțiva ani am fost pe aici. Foarte multe proprietăți sunt private. Vedem ce găsim și de mâncat și pensiuni. Atmosfera e super, peisajul super. Hai să ne plimbăm să vedem ce găsim. Suntem la pensiunea Florina, unde aștept să iau masa. Cam așa arată pe aici locul. A sosit ciorba țărănească. Opțiunile de mâncare sunt puține, dar să vedem cum e. Și a sosit și felul 2. Arată bine. Hai să avem poftă. Și finish-ul mesei. Papanași. Celebri papanași la munte, în România. Și am terminat masa la pensiunea Florina. Spre surprinderea mea, prețurile sunt foarte bune. O ciorbă țărănească 15 lei, un păstrăv 24, o garnitură de cartofi prăjiți care nu-s din congelator 7,50 lei, mușdăi 3,50 lei, o porție de papanași 16 lei, iar camerele, că au și de închiriat, 150 de lei cu baie proprie. Apropo, mâncarea e foarte bună. Deci dacă aveți drum pe la Poiana Mărului, opțiunile sunt destul de mici, puține de fapt, de cazare. Mai mult locurile sunt private. Eu zic că merită să veniți aici. Pentru bugetari se poate cu cardurile, cu tichetele de vacanță mai precis. Stațiunea Poiana Mărului, de fapt, este un sat care aparține de comuna Zăvoi. Acolo așa sus este un traseu, nu mai știu exact, cred că 18 km până pe vârful Muntele Mic. Se poate merge prin pădure. După cum vă spuneam, de fapt este un sat. Această stațiune, undeva la 640 de metri altitudine. Și din câte am citit, aici se află cel mai ozonificat aer, probabil din lume, din câte... Am ajuns la capătul lacului Poiana Mărului. Un lac care s-a format prin anrocamentele, prin depunerile acestea între 1984 și 1992. De fapt, acest lac este poate atracția principală a acestei mici stațiuni. Barajul, când o să plec înapoi, o să încerc să filmez, nu cred că e voie, dar vedem, are o înălțime de 130 de metri.
data viitoare vin și eu cu bicicleta. Cred că sunt niște trasee pe aici. Stațiunea Poiana Mărului se află la vreo 22 de km de Oțelul Roșu. Din Arad până aici eu am parcurs distanța de 192 de km. Arad, Timișoara, Lugoj, Caransebeș, Oțelul Roșu, Poiana Mărului. Apropo, mai înainte vă ziceam de aerul ozonificat. De fapt, ozonat. Este aer natural ozonat. Unde și aici am înțeles că mai de mult a fost și o bază de tratament, care acum, bineînțeles, nu mai este. Apele râului Bistra Mărului se varsă în acest lac, după cum v-am arătat acolo din partea aceea. Iar pe apele acelui lac, sau apele sunt destinate aventurierilor, aici putându-se practica raftingul, deoarece apele sunt repezi și cu bolovani mari. Cred că n-am nicio șansă să ridic drona azi. Păcat! Niște peisaje superbe. Dar vântul suflă cu o putere destul de mare și n-aș vrea să risc. Voi încerca, cred că s-o ridic puțin aici, că măcar câțiva zeci de metri, că aici parcă locul e mai ferit de vânt. Vedem dacă reușim ceva. Thank you.
vedem vreun șarpe, nu vedem. Sau năpârcă. Ce ziceți de trunchiurile astea de copaci aproape pietrificate? Un colț de rai, oameni buni. Și am reușit să urc cu drona. Sper să mă auziți ceva din cauza vântului. Am uitat să mă aduc Osmo Action camera cu microfonul cu mâți mort. Se întâmplă. Ciao, căluțu. Tot cu mic. Ce miroase. Și acum încercăm să pătrundem din nou într-un hotel lăsat în paragină, așa cum am filmat pe Muntele Mic, hotelul Sebeș, și pe Semenic, hotelul Medea și Gozna, cred că. Hai să vedem. Aici ne întâmpină un cerb și probabil cu o căprioară, de lipsește capul, din beton făcut, frumos. Și acum urcăm pe aceste minunate scări. Mă gândesc chiar la ce frumusețe era aici. Probabil aici jos era recepția. Da. Aici probabil restaurantul. Și uita cineva sucul. Terasă. Horror. Gopo. Iată și o fostă scenă unde probabil cânta muzica. Un candelabru mișto, ce a mai rămas din el. Certăm spre camere. Baia. Și camera. Mică. Cu balcon. Și cu o priveliște excepțională. Vedem la etaj. Bănuiesc e la fel. Absolut.
totul spart, distrus. Ce asta, cred că era apartament cu două camere. Ia. Aha. De la etajul numărul 2. Avem și o canapea. După cum puteți observa pe scări, încă a rămas nefurată marmura. Am zis mai multe că poate dispare peste câteva zile. Un fel de pod la trecerea, cred că, între corpurile hotelului. Păcat. Da. Probabil flori sau curge apa. Și acum curge pustiul. Chipuiți-vă să stați într-o asemenea cameră cu un asemenea peisaj. Și cam aceasta e priveliștea când ieși din hotel. Sau mai bine zis când se ieșea. Și pe aici, așa este centrul satului Poiana Mărului. La recensământul din 2011 avea 47 de locuitori. Sat, stațiune. Căsuțe, vile, privat, 95%. Am uitat să vă zic, Poiana Mărului se află în Munții Țarcului. După cum vă spuneam, undeva la o altitudine 6-700 de metri. Și cum ai citit ceva interesant, legenda sau legendele spun că între Muntele Mic și Poiana Mărului ar fi îngropat undeva tatălui Decebal, Scorilo. De aceea împrejurimile mai poartă denumirea și de Scorile, pietrele Scorile. Interesant. Acum aș vrea să urc până la cascada Ropote și mai avea undeva la vreo 3 km. Interesant că văd că drumul e asfaltat. Hai să vedem dacă ajungem. Acum urcăm pe Valea Sucului sau Șucului. Nu știu exact că pe hartă nu se vede dacă e S sau Ș. Adică se vede S. Dar cred că Șucului. Mai avem 2,3 km până la cascada Ropote. Și într-adevăr, cum am bănuit, suntem pe Valea Șucului. Uriașul ăsta din dreapta mea este fenomenal. Simți că întinerești cu 10 ani cel puțin. E, odată când o să fiu echipat corespunzător, 15, 16, 17 km de la Poiana Mărului până la
muntele mic acolo sus. Interesant. Interesantă provocare. Un minunat traseu de bicicletă. Mă repar eu tancul meu, MTB-ul. Și anul acesta cred că voi face o vizită pe aici. E minunat. Ia, ce frunze. O mini cascadă. Mai un kilometru până la cascada Ropote, de la 660-70 de metri. Acum suntem la 741 altitudine. Deci mai avem un kilometru. Apropo, semnal de telefonie mobilă. Eu sunt pe Vodafone. Ciuciu. Așa că mare grijă. O altă mini cascadă. Peste tot sunt numai pâriașe din acestea. Mai avem 350 de metri până la cascada Ropote. Peisajul, fără să folosesc cuvinte mărețe, este pur și simplu magnific. Dar cum am spus, avem niște locuri fenomenal. Nu știm să le apreciem. E super. Și ne apropiem de cascada Ropote. Vedem pe unde o fi. Și că aș fi ajuns la cascadă. Oare unde e? Poate. Nu mai am semnal, nu mai am net. Poate aici o fi. Limpede ca lacrima.
bun, hai să vedem dacă putem ridica drona. Ce zbol de vegetație. Cam acesta a fost vlogul pe ziua de azi. Sper că m-ați auzit cât de cât, că mi-am uitat microfonul cu mâțul morț acasă. E un loc foarte frumos de venit, făcut trasee cu bicicleta pe jos. Prea multe lucruri așa nu pot fi văzute. V-am spus, în mare parte este privat, dar ca natură e super. Până la un nou vlog, eu vă spun să aveți multă sănătate, să fie bucurie, auf Wiedersehen, ciao! Și vă mulțumesc că vă uitați la vlogurile mele.